salut! Numele meu Seara și urmează un nou video. Hei, ce faceți? Suntem aici cu videoul pe care vi l-am promis. Adică am să fiu sincer și am să vă spun cum este în realitate străinătatea, mai ales din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, cei care sunteți în România și care nu ați fost niciodată în străinătate și care ne vedeți aici, aveți impresia că este totul ok, că este totul super mega fain, că banii găsim pe stradă, că aici cu siguranță avem mai multe oportunități, dar să știți că nu este chiar așa, mai ales dacă ești străin. Am simțit chestia asta pe pielea mea și nu numai, ci și am văzut experiențe ale altor persoane. În primul și în primul rând, vreau să vă spun vouă, celor care sunteți acasă, că acele persoane care merg în România și sunt lăudoroase, acele persoane care vă spun, păi eu în străinătate fac și am făcut și se dau mari, acele persoane nici nu vă puteți închipui cum trăiesc aici. Acele persoane, unele dintre ele, bineînțeles că sunt și persoane care sunt realizate, și acele persoane vă asigur că niciodată nu o să vă spună ce au, cât au, cum au, cât au dat. Pentru că sunt persoane care muncesc și sunt persoane care au un scop în viață. Acele persoane care merg și se laudă, acele persoane care aruncă cu banii, așa, haideți că vă dau, că vă ofer, că v-am făcut cadouri, să știți că de multe ori aici, în Italia, eu vorbesc în Italia pentru că aici trăiesc, aici nu au bani de chirie sau aici nu au bani de gaz sau trăiesc în niște apartamente și în niște locuri care, vă spun sincer, mai bine, nu știu, s-ar întoarce în România. Dar în fine, asta este modul lor de a fi, nimeni nu se poate să-i schimbe și vor rămâne la același nivel din punctul meu de vedere, adică asta e. Sunt persoane aici care nu fac nimic, care sunt ani de zile când au plătit chirie, dar aici, având în vedere că legile te protejează foarte mult, mai ales dacă ai și copii, niciodată nu te vor da afară din casă, dar atunci când merg în România, par cei mai bogați și cei mai înstăriți oameni. Dar nu este așa, este foarte greu și aici. Lucrurile s-au schimbat foarte mult, mai ales în ultimii ani, deoarece avem o reputație foarte proastă. Avem o reputație unde suntem hoți, unde femeile sunt curve și din păcate de foarte multe ori înainte ca cineva să-ți facă un contract de muncă se uită foarte mult la chestia asta și dacă nu ești recomandat de cineva este puțin mai greu. Bineînțeles, eu aici vă vorbesc și de o muncă un pic mai la un nivel mai înalt. Și la ce mă refer? Orice muncă este de apreciat, orice muncă este, cum să vă spun eu, deci eu respect omul care muncește orice ar face, nu contează că spală strada sau că mătură strada, dacă omul muncește, plătește taxele, eu sunt un om onest, este de respectat. Eu vă spun experiența mea pentru că am încercat la un nivel mai înalt să-mi găsesc de muncă și să știți că a fost destul de greu, deoarece având în vedere că au văzut naționalitatea română, nu prea au avut încredere. Asta nu că aș fi, pentru că știți și aici să fac interviuri și ar fost foarte interesați, mai ales că m-ar auzi că vorbesc, dar să știți că s-au interesat la alte firme unde am lucrat să vadă dacă într-adevăr sunt o fată de încredere, dacă într-adevăr sunt o fată onestă, cinstită, punctuală și așa mai departe și bineînțeles că au avut un răspuns pozitiv pentru că eu dacă am venit aici am venit să muncesc și să-mi creez un viitor. Deci, cum vă spuneam, locurile de muncă sunt din ce în ce mai greu de găsit, chiar și la nivele, adică badantă, adică femeie de servici. Dacă nu ești puțin recomandat, este mai dificil. Ca să lucrezi, spre exemplu, și la curățenie, în case de oameni bogați, dacă cineva nu te recomandă, este foarte, foarte greu pentru că nu au încredere. Mă uit în partea aia pentru că mi-am scris așa niște idei ca de obicei, că altfel fac un video extrem de lung. Deci, cu locurile de muncă este teroare. Avem o reputație care este, cum să vă spun eu, deci, și să știți că ne-o merităm, pentru că eu întotdeauna recunosc când cineva mă întreabă de ce naționalitate sunt, toți cred că sunt din Argentina, pentru că îmi spun că am accent, nu s-ar simți că aș avea accent românesc. Eu le spun, nu spun că sunt argentine, nu spun că sunt italiane, chiar dacă aș putea să o fac, pentru că nimeni nu și-ar da seama, eu întotdeauna spun că sunt româncă, sunt mândră că sunt româncă, dar să știți că eu câteodată, când văd anumite situații, mi este rușine, pentru că văd bărbați și femei foarte prost educați,
bărbați și femei care tu zici, Doamne, dar sunteți oameni sau sunteți animale? Pentru că așa, nu știu de ce, se comportă așa. Habar n-am, nu știu de ce unul dintre ei se comportă așa. Cum vă spuneam, deci locurile de muncă, reputația. Faptul că aici legile sunt mai permisive ca la noi. Cum vă spuneam, aici, deci dacă tu ești o familie și ai copii, niciodată nu te vor da afară din casă. Pe mine ce mă deranjează cel mai tare, știți ce este? Nu că mă deranjează, pentru că, deci nu, mă deranjează în sensul că voi, care sunteți în România, credeți că aici, vai de mine, aici noi, deci noi dacă nu ne realizăm este pentru că suntem chiar proști sau suntem, nu, dragii mei, nu ne sunt unii dintre noi care nu se realizează pentru că aici nu fac nimic. Nu vor să muncească, nu vor să, deci lor le-ar place așa mură în gură. Dar nu este întotdeauna așa. Este foarte, foarte greu și atunci ce fac? Să apucă să fure, să facă anumite prostii care nici nu ar trebui pentru că odată ce ai 22 picioare trebuie să mergi să-ți cauți de muncă. Nu sunt ajutoare aici, cum să spun eu, nu aveți impresia că dacă aici cine face copil nu știu ce ajutorare, îți dă la început un bonus și atât, deci tu după aia nu e că ai alocație, nu e că ai nimic. Este într-adevăr că aici la spitale, dacă tu ai carnetul de sănătate și plătești taxele, mergi și îți faci analize, plătești doar, nu știu la noi cum funcționează, dar aici spune, nu e că tu îți duci de acasă la tine siringă ca să-ți facă o injecție, nu e că tu trebuie să dai șpagă, deci în sensul ăsta este super mega fain pentru că tu mergi liniștit la doctor fără niciun fel de, nu știu, să ai așa o, că vai de mine te-ar trata cu indiferență sau te-ar trata nu știu în ce manieră, nu. La fel și cu poliția, aici, deci nu se frică că cineva te oprește și ar vrea șpagă sau ceva de genul ăsta, din contră te simți în siguranță, dacă nu ai făcut nimic, bineînțeles. Și cum să vă spun, deci este în magazin ești tratat bine, nu e ca la noi, adică mai ales în zona unde locuiesc eu, vai de mine, Doamne, ce arogante sunt unele domnișoarele acolo din magazin. Deci, într-un anumit fel aici este bine, cum ești tratat, cum este sănătatea, cum este siguranța națională, să zicem, așa, nu știu cum să mă exprim corect. În schimb, noi suntem văzuți un pic mai aiurea, iar ceea ce vreau să vă spun vouă, ca să revin, este să nu vă lăsați impresionați și să nu vă lăsați wow, aș merge și eu în străinătate, pentru că este foarte greu, iar este adevărat că și persoanele care muncesc și persoanele care se realizează aici și merg în România, niciodată nu se vor lăuda, vă spun eu, vor face și vor tace. Și într-adevăr, sunt și români care sunt realizați aici, care au casă, care au familiile lor, care, vezi, ce drag, deci mie mi-e drag când văd așa o familie de români realizată și zic, uite, oamenii ăștia lucrează și uite ce frumos trăiesc, sunt realizați. În schimb, mi este silă de oamenii care se plâng, de oamenii care își plâng de milă și nu fac nimic. Deci lor le lene și măcar să se ridice, să meargă, nu știu, să cumpere o pâine, vă fac un exemplu. Așa că nu, să știți că dacă trăiți la țară, la noi în România, am stat așa și am realizat că într-un fel trăiți bine în sensul că aveți grădinița voastră, faceți, știu că e greu cu banii, este adevărat, dar și aici să știți că este foarte greu cu banii, aici chiriile sunt ridicate, aveți de plătit gaz, chirie, cumpărături, dacă vrei o ceapă trebuie să-ți cumperi, un cartof trebuie să-ți-l cumperi, în schimb la noi dacă ești un pic și îți faci o grădiniță sau așa, poți cât de cât să trăiești. Deci este greu, este foarte greu aici. Eu, persoanele, cum vă spuneam, care cred că, sau care, persoanele care cred că atunci când mergi de aici în străinătate trebuie neapărat să duci ceva pentru că tu ești în străinătate și tu muncești, tu câștigi, sincer, mi se pare de prost gust pentru că noi aici chiar ne chinuim și este foarte greu, mai ales că suntem văzuți într-un hal fără de hal, adică suntem văzuți ca niște ultimele persoane din planeta asta. Așa că nu vă lăsați impresionați. Nu credeți că aici banii găsim pe stradă, din contră, chiar muncim foarte mult și sunt persoane care muncesc foarte mult. Spre exemplu, uitați, am în familia mea exemple, unchii mei, verii mei, mama. Deci muncesc, muncesc, muncesc și muncesc. Altfel, nu poți, nu poți să trăiești. Eu sunt, da, pot să spun că sunt chiar o norocoasă pentru că mi-am găsit un bărbat care... Știu că ce zic, o să pară că e bogat. Nu e bogat, dar mi-am găsit totuși un bărbat care are activitatea lui și care muncesc pentru el, deci mi este mult mai ușor mie, pentru că lucrez în familie. În schimb, dacă ar trebui să lucrez, probabil am fost să fac interviuri și
toți au vrut să mă, ia, dar am refuzat pentru salariile mici, pentru faptul că dacă ești român te pun să faci ultimele lucruri. Așa că nu, am refuzat, am zis nu, ok, credeam că aveți alte intenții. Și deci nu este ușor, chiar dacă înveți. Din cauza asta eu chiar vreau anul care vine să-mi fac cetățenie italiană, așa o să fie totul mult mai ușor și cu acte și cu tot. Deci, dragii mei, acesta este videoul, nu credeți că aici sunt vini cu colaci în coadă, pentru că nu este așa, trebuie să muncim foarte, foarte mult pentru ceea ce avem și nu vă lăsați impresionați de acele udoroși care merg în România și... aici nu vă dați seama cum trăiesc. Trăiesc în niște apartamente care, doamne, nici măcar câinii aia de pe stradă nu trăiesc. Așa că vă pup, nu uitați să-mi lăsați un like. Și apropo, nu mă refer la toți românii care sunt aici. Deci nu mă înțelegeți greșit. Sunt români în Italia, Germania, Spania, Franța, unde vreți voi, care lucrează și au creat un viitor și de aici au ajuns aici și vă felicit. Eu vorbesc așa din ce mai văd în jurul meu, românii din jurul meu, să vă zic așa, ok? Vă pup, nu uitați să vă înscrieți la canal și ne vedem cu un nou video. Pa!